Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor, de la Apisines, Apicultura din România Live. În premieră pentru dumneavoastră, vă prezentăm o serie de interviuri cu distinsul și regretatul apicultor Mircea Nicolaescu. Realizăm acest lucru în semn de respect și apreciere față de contribuția adusă în apicultură. Totodată, am împărtășit aceste informații cu cei care știu să le prețuiască. Domnul Mircea, mă bucur că putem relata colegilor apicultori despre Apilar Mil și beneficiile lui. Fraților, am niște reclamații că mă durea cap. Găteva mică, dar ce faci? Tu mă țineai o oră, când vii la mine sau numai varză. Dacă îmi trebuie unul așa, mă duc la prostul de bărbat, în două minute termin. N-am mai mâncat 30 de ani, domnilor. De la 60 de ani am început cu Apilanilul din nou. Dar vreau să vă mai spun ceva. Performanții cu Mercur acolo. Și spermatozoizii lui nu se mișcau. Adică avea o mișcare lentă. Când am auzit și diagnoze, eu pot că vrea copil, nu? Zic, băi, Eugen, eu pot să te ajut cu asta. Și i-am dat Apilar Nil și vorba un băiat al doilea, a venit la mine, băi, păi și băiat, vreau să mi-l botez, primul e botezat de mine. Ce vreau să vă spun? Efectul ăla la hormonii sexual masculin din Apilar Nil duce la un pic de modificare și iese băieți. Chiar dacă o femeie mănâncă Apilar Nil, îi duce la modificarea asta. Al treilea, cu lăpușul de matcă. Ce cantitate se consumă Apilar Nilul? Pe mine mă interesa că ziceați de bol de inimă și deși am avut o problemă de genul ăsta. Păi deci vreau 200 de grame de Apilar Nil cu la borcanul de miere de 800, nu? Domnule, poți să mănânci. Știi, o linguriță, două, cât consumi? Știi ce se întâmplă? Te uiți la sulă. Și dacă stă prea țapănă, reduci cantitatea. Poți fi o lingură? Ai 1-0 la faza asta, dar asta e problemă și acum. Eu nu iau nimic încă. Sper să n-am reclamații după la vecini. Exact. Eu am pățit-o, stai liniștit. Noi. Deci, neapărat, deci, iar cu lăpușorul de matcă, se întâmplă următorul lucru. Prima nevastă avea o colegă la farmacie care vroia copii și nu rămânea gravidă. Zic, băi, eu pot să te ajut, dar era și bărbatul. Zic, eu pot să te ajut, nu cum să o fut eu, nu mai aveam eu lista prea mare până la ea, dar pot să te ajut cu lăpușor de matcă încât tu o să ai ovulații de la ciclu la ciclu. Cum ovulații? Băi, când s-o atinzi băratul, ai și rămas gravidă. Dar să atrag atenția în mod respectos că vei avea fete și foarte ușor ai gemenii, că se produce ovulații multiple. Bărbatul nu mă interesează. Și o ieșit gemenii. O ieșit gemenii. Pentru că eu am avut o amică, înțelegi, la care aveam stupi în curte, și care i-am dat lăptișori de matcă din aia și s-o uns pe față. I-a plăcut cu tare, să-i dau și lăptișori de matcă. Și-o înghițit lăptișori de matcă. Nu puteam să mai fac nimic, avei fraților. Rămânea gravidă ciclu-ciclu. O trecut un an de zile, am cumpărat la chinină că mă durea capul. Că pe atunci avorturi se făcea cu chinină. Adică povestiri de te doare capul cu asta, cu Apilar Nilul. Dar cel mai mult era străbunicul la 80 de ani și am auzit vorbe, li ținea mult pe muieri, li ținea mult la 80 de ani, fraților, avea în el testosteron, bătea bunic, străbunica la el, de el nu spunea nimica, tăcea și răbda, că n-avea, că era vinovat. Când m-am dus în anul 2000 să-i văd mormântul, să-l pozez, un mormânt curat făcut și m-am dus la femeia care m-a crescut pe mine când eram copil, Frost, atunci a trăia, avea acum 80 de ani, cred că a murit de acum. Zic, dar cine îngrijește
Păi băiatul ăla care e vecinul de la străbunică tu. Cu tare. Zic, dar eu știam deja. Băi, lasă-mă frumos să-mi pace, că ăla e copilul lui, făcut din for și eu făcut casa alături, adică casa lui. Toată lumea știe. Așa că atenție la treaba asta, ca să rețineți un lucru. Ce vă spun acum, nu vă mai spune nimeni. În Japonia, un copil care reușește la facultate este un copil reușit. Dacă nu reușește la facultate, indiferent din ce, dacă sunt cu case albastre, acoperișul, că aia este populație inferioară, că, e din, că la ei, de exemplu, din cluburile alea de samurai, din clanuri de samurai, au ieșit cu Kabu, toate firmele, Nippon, Nikonul, de exemplu, e din două firme, Nippon și Kokaku, dar erau samurai. Okay. Toată lumea vrea să intre copiii la facultate. Și aici au constatat că dacă consumă lăptișori de matcă, sunt copii inteligenți. Foarte bine. De unde au luat lăptișorul de matcă? Nu mai știu exact câte sute de tone sau mii de tone importau din Taiwan. Ei aveau o cantitate, trei, nu mai știu, chiar nu mai țin minte, sunt mulți ani, și luau din Taiwan. S-au trezit japonezii că copiii ăia făceau numai fete. Marele nostru Ilieș ăsta, care a fost cu Apilar Nilo, care a fost cineva care a avut, cum am avut eu, bunici, străbunici, s-a dus și a obținut de la japonezi un preț care era un gram de Apilar Nil liofilizat, costa 90 de lei pe vremea lui Ceașcă. Sumă imensă, un gram, și erau 50 de pastile. Ministrul de Comerț Interior Bozdoc. Și băi, Mircea, ce Apilar Nil ăsta? A venit la mine Ilieș ăsta și am trebuit să accept prețul în interior în raport de exportul lui în Japonia. Și am explicat lui domnul ministru Bozdoc, îi spunea. Deci i-am povestit tot cu Apilar Nilu și zic, domnule, asta este că eu am importat din Taiwan lăptișor și o luat de la noi Apilar Nilu. Iar nouă ne predea la un kilogram de Apilar Nil curat, ne dădea numai 1800 de lei. Adică era cam bătaie de joc, dar ei exportul era numai la japonezi. Și acum, dacă vă duceți în magazin, nu veți găsi Apilar Nil, sau măcar simplu. Îți dă Apilar Nil potent, căcat cu perge, e cu țelină, mare brânză, Apilar Nil propolis, dar eu am nevoie, propolisul folosești în corp când ai nevoie, nu-mi trebuie mie propolis pentru ficat, care e bun, dar nu-i grozav de bun, are și el propolisul utilizările lui, că au fost și studii întregi cu propolisul. Deci asta e, domnilor, cu Apilar Nil, vedeți cum îl puneți, cum vă frecați pe cap, cum vă frecați pe altceva și treaba e bună. Nu vă râdeți că dacă te freci prea mult, nu se mai moaie. Știi cum o pățit pe vremea lui Maria Tereza? La un moment dat era minus 20 de grade și ăla care ajunge la Maria Tereza trebuie să-i se scoală sula. Unui soldat este să-l scola sula. Treci la Maria Tereza. L-o dată înapoi, după ce a făcut treaba acolo, era minus 30 de grade. Și care are la minus 30 de grade merge la împărăteasă. Ăla cu tare. Bă, cum ai reușit la minus 30 de grade? Bre, stai cu mine că nu s-o muia de data trecută. Da. Deci este foarte, foarte bun. Și azi să vă spun performanții din astea cu Apilar Nilu. Am avut un muncitor care a lucrat, electronist, era foarte bun el, chiar am făcut multe treburi mari cu el, acum vreo 10 ani era galben pai. Zic, bă, țărică, dar ce-i cu tine? Avea hepatită din asta cronică evolutivă, ciroză. Era galben. Zic, băi, țărică, eu îți dau un borcan cu Apilar Nil, nu era mult, era un borcan de 200 de grame, nu era de 300, mai mic așa, dar era mai concentrat. Zic, dacă acest Apilar Nil îl mănânci, da, să-l mănânci repede, în două zile, trei, și mă sun. Dacă te mănâncă ficatul și sărăcește, ca să ai senzația, că ai senzația niște șoareci în ficat, și la tine se regenerează, vine la mine că îți dau și restul. I-am venit, i-am dat, cred că l-am ținut în viață 5 ani.
Zic, bă, Țelică, un singur lucru. Să nu mai bei. Că el e cam plăcea țuica. După vreo 5-6 ani, lucra, muncea, nu avea nicio problemă. Se ducea la podul Turcului, la socruzul, făcea treabă. Dacă își uita apelarnilul, a venit de la podul Turcului și-a luat apelarnilul de acasă, i-am dat kilograme întregi, câte 3 kg dădeam și cât era faguri întregi. Îi tăiam, bă, ia-l cu faguri, stoarce-l, mănâncă-l, suge-l, fă ce vrei. Și s-o simți bine. Numai că după vreo 5-6 ani, nevastă s-a plecat în Germania și după aceea la fică sa în Italia, că avea 2 fete, și el stând acasă, ce vrei să fac? Cum mai tras câte o țuică? Și s-a dus. Dacă nu bea, el mai trăia mulți ani. Și acum trăia. Așa că în refacerea celulei... Și revenim la discuția cu tatăl dumneavoastră. De ce la cum îl păstrați apilarnilul ăla? Un borcan e cu miere, poți să dea supra, o agitam și o puneam în congelator. Deci ca să fii sigur, trebuie să stai în congelator. Și poți să o iei de acolo ca înghețată, că el nu se întărește. Deci e ceva văscut, dar în congelator. Și te descurci și foarte bine. Liofilizarea aia, ce-i făceați? Îl băteați? Nu, nu-i făceam așa ceva. Făcea Ilieșul pe undeva, înțelegi? Adică din 3 grame se usca și ieșa una, înțelegi? Ca să facă pastilă cu el. Liofilizarea se înseamnă o evaporare a lichidului, care și el o leacă din lichid când îl scoți din cel. Liofilizarea se făcea la lăptișorul de mac, nu la pilarnil. Nu, se făcea și la pilarnil. Mă rog, adică din meu de vedere, greșeală. Cum îl recomandați? Îl centrifugați în ceva sau cum îl doar spărgeți? Nu știi cum să faci. Deci eu îi puneam, înainte, când era cu taicul meu, că eram băiat ordonat, făceam faguri de apilarnil. Deci n-aveam presă. Aveam eu presă, dar era presă Dadan din asta pentru albină. Nu aveam presă, balțuri pentru trântor. Dar puneam fâșii de faguri un centimetru, doi. Și băgam în stupii cu matcă bătrână. Și în stupii cu matcă bătrână lucra larve de trântor. Și fagurile făcut, ori lăsam matca să se ouă și din celulă îl scoteam cu pompă de vid. Există la laboratoarele chimice niște ejectoare cu apă potabilă. Adică o pui în chiuvetă, da, o bagi. Acum sunt din astea extractoare, dar sunt foarte scumpe, da? Am văzut șor de matcă, iau rohodic, nu știu cum îi spune, dar nu știu cât de bine scoate, pentru că ce se întâmplă? Lăptișorul de matcă îl scoți din aia, e puțin. Pe când aici, ca să scoți un fagur întreg, care înseamnă 1 kg, 2 kg de apilarnil, eu foloseam 4-5 țevi de cupru cositorite, ascuțite tot și băgam în 4 celule, știți? Și era un furtun de vid până la un borcan care aveam 2 țevuști din astea în capac cositorite, dar nu borcan mare ca să facă borcan mic. Și după aceea mă duceam la pompa de vid. Trăgea ăla și făcea așa, bufnea o dată, cădea larva înăuntru și scoteai larva fără să strângi fagurile. Acum, când aveam cu băiatul cu Țelică, tăiam fagurile, că aveam mai mult stup, aveam vreo 20 și aveam grijă, făceau larve din când vrei, și tăiam fagurile și îl storceam. Deci, mă rog, ceara o folosește, o pui. Lui dumneavoastră, cât îi dădeați? Eu mă interesează. Lui taică-miui, domnule, totul este pe mâncatul ficatului. Ai înțeles? Când are senzația că îl mănâncă ficatul și îi rece, înțelegi, și are senzația de șobolan înăuntru, asta e doza. Tata meu mânca, cum să spun, cât vroia. Deci eu am avut și cazuri de oameni care au venit, dar din păcate toți aveau ficatul pe fond alcoolic. Deci, de exemplu, era un securist la noi care prin cineva a auzit că și-o venit la mine la țară la Alma și am dat să mănânce odată cam vreo 100 de grame de apilarnil. Proaspăt scos atunci. Pac, 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 i-am pus, domnule, mănâncă ăsta, 100 de grame. Dacă te mănâncă ficatul și se răcește,
o sta la mine acolo pe terasă, o mâncat la pilarnilu, înțelegi? Și omul, domnule, mă mănâncă ficat, domnule, e bine. După două săptămâni mă sună nevastă sa. Domnul inginer, nu vă mai bateți capul, că ia pilarnilu cu țuică. Și bineînțeles. Nu, dar e plăcut să știi, adică pilarnilu cu țuică și bătea și țelică. El credea, bă, țelică, nu prea. Că și fiica mea l-a turnat. Tata l-am văzut pe nenea țelică așa, că tinel, m-am dus la el. Chestia asta de electricitate. M-am dus la el cu un pistol să-mi pun o ansă din aia veche, că ansele astea noi de cupru nu citorii. Și l-am întrebat, mi-a spus și nevasta, domnule, că mi-a l-a gustat. Bă, țelică, nu-i bine. Și-a murit. Mă rog, când a fost înmormântarea, toată lumea m-a chemat, frații lui, toți, mă rog, m-au mulțumit cu treaba, bă, băi, ce să-i fac, bă? Mai trăia încă 50 ani, 20. Cantitatea nu contează, poți să-i dai și 100 de grame de apilarnil. Tu trebuie să te uiți la ficatul lui. Cum are reacția, după aceea vezi doza. La unul care are probleme, poți să-i dai 3 linguri pe zi. Dar nu linguri rasă. Linguri ei ca lumea de acolo, din borcan. Și vezi cum se simte. Dacă îl mănâncă ficatul, e foarte bine. La un moment dat o să se saturi, face mofturi, trece la linguriță, nu mai mănâncă, dar când face figuri din astea, băgați-l pe polen. Pentru că sunt două polenuri care, eu scoteam mult polen de păpădie, adică după chinezi, culoarea florii este culoarea organului care ți-o vindecă. Polenul de păpădie și polenul de lumânărică, care amândouă sunt o leacă mare, îi duceam lui taică-meu. Bineînțeles că într-o zi o gustat din polenul lui maică-mea, care era dulce. Vreau și eu din ăsta, tată mă tale, trebuie să mănânci din ăsta galben. O bombănit el, dar până la urmă nu a avut ce face. Deci, hepatice. Și încă un lucru, la polen, domnilor. Deci, când am început eu apicultura și am citit mult, era un profesor Sigismund din München, din Bavaria, care a publicat următorul material. Vi-l dau pe scurt. În Germania, 3 din 4 morți sunt morți de malnutriție. Nu subnutriție. Rețineți formulă. Malnutriție. Deci ei mănâncă prost. Zice ca un bărbat la bătrânețe să nu suferi niciodată de adenom de prostată, de la 30 de ani, dacă ia în fiecare zi 2 linguriți de polen, el nu face adenom de prostată. Eu, Nicolaescu Mircea, cu acest polen, vă înțelegi, chiar dacă acum n-am eu așa mult, înțelegi, cu polenul, la vârsta de 70 de ani, m-a nebunit doctorala cu ecografia, bre, dar ce cauți, bre? Dom'le, dar chiar n-ai adenom de prostată? Nu am. Deci pe mine se verifică treaba cu polenul, domnilor, așa că vă recomand să consumați polen. Nu contează de care. Negru, galben, verde, polen, consumați și o să vedeți că stați bine și cu capul, și cu mintea, și cu sufletul. Domnul Mircea, ne-ați lăsat fără replică. Dar nu, stai că nu m-am început, nu m-am oprit. Bă, fă-mă unul de la cu punctul roșu, că e după ora 12 și dă-i aceea să vezi ce vizualizări. Da, spun. Da. Dacă n-am râs când a început live-ul și când a zis domnul cu apilarnilul și cu, că a futut pe nu știu ce, când am auzit, zic, ia uite, bă, era la masă. Nu, dar scrieți pe fozon, eu nu vă mint. Eu nu, dar adică ce se întâmplă? Deci eu n-am acimit la Ians pe 20 de rame lucrând 2 stupi în corp cu încălțiri electrice de sub, când mă duceam și gândiți-vă un lucru, eu vara stupii care stăteau acasă, le luam puietul căpățit și băgam în stupii care plecam la cules la farea soarelui. Deci eu luam faguri de la stupul slab și băgam în stupul puternic. Și când mă duceam la floarea soarelui, dar crezi că aveam prieteni acolo? Toți cu care mergeam se supărau pe mine. Când am scos 40 de litri de mieri la un stup,
Vă dați seama că vorba aia se uita urât. Multe chestii și în apicultura asta. Adică că se dirigează informațiile. Zic, doamne, măcar dacă poate să fie cât de mult, pentru că eu ce am de spus, tot le spun. Mai încet, mai greoi, cum îmi aduc și eu aminte, cum mă mai încălzește domnul Nistor și după interesul omului, ăla care vrea să știe, îi spui, nu? Le aplică și mai bine, nu? Și atunci ești și tu mulțumit. Băi, măcar nu mă înjură lumea, nu? O făcut așa, o văzut că e bine, o tras conclu. N-are de ce să vă înjure. Glumesc și eu, dar ce vrei da. Să spun așa? Apoi, eu vă zic altfel. Lumea oricum înjură. Noi să ne vedem de ale noastre și să fim sănătoși, că ei n-au ce face decât să înjure. Da, adevărat. De exemplu, un coleg care a lucrat până acum vreo 30 de ani la Săvinești, e și el apicultor la Târgu Neamț și a venit un apicultor de la ei și le-am dat toată baza mea de date, știți? Adică i-am salvat-o pe care zice, bă frate, uite, aveți aia, aveți aia, aveți tot scris, e făcut de jucutare. E, după 30 de ani ne-am auzit și noi. Zic, bă, tu știi cine te sună? Zic, bă, stai să caut în memorie. Bă, n-ai cum să mai ții că am fost la Săvinești. Care ești? Angheluț, bă, ghiță, bă. El fusese la energetic, dar am fost colegi. Am venit în 72 la uzină, știți? Și apicultura de așa, se face că, băi, vin până la tine, la unde vin, în oraș sau la Almaș? La Almaș mă mut, băi. Și o să vin, o să stăm de vorbă, așa, ca moșnegi. Domnilor, noapte bună! Noapte bună!